Bine v-am regăsit! Suntem din nou la termodinamică și ca să termin cu teoria legată de principiul al doilea, azi vă voi vorbi despre entropie. Vreau să precizez de la început că noțiunea de entropie este legată de irreversibilitatea proceselor reale, transformărilor reale, precum și de relația dintre un sistem termodinamic și exteriorul lui. După cum știți, un sistem termodinamic trece printr-o transformare reversibilă dacă el poate parcurge transformarea respectivă și în sens opus, trecând prin aceleași stări prin care a trecut prima dată. O astfel de transformare se numește quasi-statică, pentru că sistemul termodinamic trece prin stări de echilibru în timpul transformării. Am vorbit despre acest lucru în primul curs de termodinamică, al cărui link îl găsiți ca de obicei în descrierea acestui clip. Dar procesele reale, macroscopice și transformările termodinamice sunt prin definiție macroscopice, pentru că vă amintiți, un sistem termodinamic poate fi sistem termodinamic doar dacă conține un număr imens de particule. Deci transformările reale nu sunt niciodată reversibile. Nu sunt perfect reversibile. Toate procesele macroscopice sunt irreversibile și noțiunea de entropie, după cum veți vedea, este legată tocmai de această irreversibilitate a proceselor din natură. În cursul despre principiul întâi al termodinamicii am arătat că într-o transformare ciclică, variația energiei interne, delta U, este egală cu 0. Să ne gândim acum la ciclul Carnot. Dacă plecăm din starea întâi și parcurgem tot ciclul și ajungem din nou în starea întâi, evident, delta U va fi egal cu 0 pentru că ajungem în acea stare și energia internă este mărime de stare. Dar asta mai înseamnă că variația energiei interne, delta U, pentru transformările 1-3 trebuie să fie egală cu minus variația energiei interne pentru transformările 3-1. Pentru că delta U 1-3 plus delta U 3-1 trebuie să fie 0. Variația de energie internă pentru tot ciclu trebuie să fie 0. Și atunci variația energiei interne pentru o porțiune de ciclu trebuie să fie egală cu variația energiei interne pentru restul ciclului luată cu semn schimbat. Și asta mai înseamnă că suma celor două variații trebuie să fie egală cu 0. Vă voi arăta acum că, într-un mod asemănător, și principiul al doilea definește o mărime de stare. Deoarece energia internă este o mărime de stare, putem, deci, scrie delta U de la 1 la 3 plus delta U de la 3 la 1 este egal cu 0. În partea întâi a cursului despre principiul al doilea, am dedus formula randamentului pentru ciclul Carnot. Și nu uitați, ciclul Carnot este un ciclu reversibil, este un ciclu ideal. Și am găsit că randamentul ciclului Carnot se poate calcula cu formula 1 minus T2 pe T1. Unde T2 este temperatura sursei reci, iar T1 este temperatura sursei calde. Dar randamentul unei mașini termice se poate calcula, în general, cu formula 1 minus modul din căldura cedată supra căldura primită. Și dacă egalăm cele două expresii ale randamentului, obținem că T2 supra T1 este egal cu modul din căldura cedată supra căldura primită. Sau, dacă schimbăm locul extremilor în această proporție, căldura primită supra T1 este egală cu modul din căldura cedată supra T2.
Raportul dintre căldura pe care o schimbă o mașină termică cu un termostat și temperatura termostatului respectiv se numește căldură redusă. Și dacă ținem seama de semnul căldurii cedate, căldura cedată e negativă, atunci putem scrie căldura primită supra T1 plus căldura cedată supra T2 egal cu 0. Lucru care ne arată că într-o transformare ciclică reversibilă, bitermă, ciclul Carnot, suma căldurilor reduse este 0. O observație foarte importantă, pentru că acum, dacă comparăm aceste două relații, observăm că, de fapt, căldurile reduse ar putea fi considerate variații ale unei mărimi de stare. Pentru că aici am avut delta U de la 1 la 3 plus delta U de la 3 la 1 egal cu 0 și aici avem iar o sumă egală cu 0. Și încă ceva. Dacă vă uitați din nou la ciclul Carnot, veți observa că el schimbă căldură doar în transformarea 1-2 și în transformarea 3-4. Asta înseamnă că această căldură redusă, căldura primită supra T1, pot să consider că se referă nu doar la transformarea de la 1 la 2, ci la toată transformarea de la 1 până la 3. Pentru că 2-3 fiind o transformare adiabatică, nu avem căldură schimbată cu exteriorul. Și prin același raționament, căldura cedată supra T2 se poate referi la transformarea de la 3 până la 1 și nu doar la transformarea 3-4. Ei, acea nouă mărime de stare pe care o definim în acest fel folosind ciclul Carnot o numim entropie și o notăm cu litera S, o să vedeți imediat de ce, și atunci putem scrie că delta S pentru transformarea 1-3, transformările, că-s două, plus delta S pentru transformările 3-1, este 0. Exact așa cum am scris și în cazul energiei interne. Deci, variația entropiei este, în cazul schimbului de căldură cu un termostat, este căldura schimbată cu termostatul respectiv împărțită la temperatura termostatului. Ceea ce înseamnă că unitatea de măsură pentru entropie în sistemul internațional este unitatea de măsură pentru căldură, adică joule, supra unitatea de măsură pentru temperatură, adică Kelvin. Entropia a fost definită ca mărime de stare, mărime termodinamică de stare, de Rudolf Clausius, care a notat-o cu litera S, se pare în cinstea lui Sadi Carnot, a cărui formulare pentru principiul al doilea i-a permis lui Clausius să ajungă la această idee de entropie ca mărime de stare prin anii 1860. Iar numele de entropie vine din limba greacă prin combinarea a două cuvinte grecești, en și trope, care înseamnă în respectiv transformare, și ar însemna, conform lui Clausius, conținut sau cantitate de transformare. Studiind entropia, Clausius a ajuns la concluzia că în orice transformare irreversibilă a unui sistem termodinamic izolat termic, entropia lui crește. El a spus că principiul întâi ne arată că energia Universului este constantă, se conservă, în timp ce principiul al doilea ne arată că entropia Universului crește, ea evoluează spre un maxim. Clausius n-a putut să demonstreze faptul că entropia totală, adică a sistemului termodinamic plus a exteriorului sistemului termodinamic, trebuie să crească într-un proces irreversibil, adică real, dar a arătat că această creștere a entropiei este confirmată de toate faptele experimentale, de toate mașinile termice. De asemenea, el a arătat că dacă inversăm ciclul Carnot, reversibil, ciclul Carnot ideal,
totul se inversează, adică ciclul ia căldură de la sursa rece și dă căldură sursei calde și dă mai multă căldură sursei calde decât câtă căldură a luat de la sursa rece, pentru că asupra mașinii ideale Carnot se efectuează lucrul mecanic din exterior de data asta. Și sensul lucrului mecanic s-a schimbat. Iar mașina termică transformă și acel lucru mecanic în căldură. Și în acest fel, ea poate să dea mai multă căldură sursei calde decât sursei reci. Dar prețul este că asupra mașinii termice trebuie să se efectueze lucru mecanic din exterior. Adică trebuie să se întâmple ceva în exterior. Această reversibilitate a ciclului Carnot l-a dus pe Clausius la următoarea formulare a principiului al doilea. El a spus că este imposibil un proces ciclic în care căldura să treacă de la un termostat cu temperatura mai scăzută la un termostat cu temperatura mai ridicată fără nicio modificare în mediul exterior. Să notăm ce am aflat până aici. Să presupunem acum că un sistem termodinamic trece din starea A în starea B într-o transformare reversibilă întâi și că el schimbă căldură cu un termostat în transformarea respectivă. Să zicem că primește căldură de la un termostat. Atunci, variația entropiei în această transformare reversibilă va fi căldura pe care a primit-o, căldura reversibilă, căldura pe care a primit-o în transformarea reversibilă, supra temperatura termostatului. Acum să presupunem că face același lucru, trece din starea A în starea B, dar într-o transformare irreversibilă. În acest caz, el nu va schimba tot atâta căldură cât a schimbat mai înainte. Pentru că o transformare reală este altfel decât o transformare ideală. În acest caz, el va schimba cu termostatul Q irreversibil și am raportul Q irreversibil supra T, care nu mai este egal cu variația entropiei. Pentru că variația entropiei a rămas tot atâta. Entropia este o mărime de stare. În starea A are valoarea SA, în starea B are valoarea SB. Și variația entropiei este SB minus SA. Dar deoarece căldura în transformarea irreversibilă este alta decât cea din transformarea reversibilă, înseamnă că în acest caz raportul Q irreversibil supra T nu este egal cu variația entropiei. Dar nu este egal, poate să însemne că e mai mare sau mai mic. Ca să aflăm dacă e mai mare sau mai mic, să ne gândim la o transformare adiabatică. Într-o transformare adiabatică, căldura este zero. Ceea ce înseamnă că într-o transformare adiabatică ideală, reversibilă, delta S este egal cu zero. Dar Clausius ne-a spus, și așa este, că entropia într-un proces real, irreversibil, într-o transformare irreversibilă, crește. Deci, dacă am o transformare adiabatică irreversibilă, reală,
delta S este mai mare decât 0, pentru că entropia crește. Și asta înseamnă că variația entropiei trebuie să fie mai mare decât raportul dintre căldura schimbată într-o transformare irreversibilă cu un termostat și temperatura termostatului respectiv. Deci aici putem să punem delta S mai mare decât Q irreversibil supra T. Și dacă ținem cont și de faptul că delta S este egal cu Q reversibil supra T și comparăm aceste, în aceste două relații, cele două călduri, observăm că avem Q reversibil mai mare decât Q irreversibil. Ceea ce ne arată un lucru foarte, foarte important, că într-o transformare irreversibilă, mașina termică nu poate schimba tot atâta căldură cu termostatul cât ar putea schimba într-o transformare reversibilă. Și de aici vin toate problemele. Din această cauză, o mașină termică reală nu poate să ajungă niciodată la randamentul unui ciclu Carnot. Pentru că, repet, într-o transformare irreversibilă, mașina termică nu poate să schimbe tot atâta căldură cu termostatul cât schimbă într-o transformare reversibilă. Putem reprezenta un ciclu Carnot într-o diagramă ST, adică entropie funcție de temperatură. Și dacă facem acest lucru, vom vedea că într-o astfel de diagramă forma ciclului Carnot e mult mai simplă decât într-o diagramă PV. Puteți verifica pe aceste două desene. Sus aveți reprezentarea ciclului Carnot într-o diagramă PV, iar jos într-o diagramă ST. Să urmărim transformările. Transformarea 1-2 este o transformare izotermă, care în diagrama ST va fi un segment de dreaptă perpendicular pe axa temperaturii. Dar entropia crește în această transformare, crește de la S1 la S2, pentru că sistemul termodinamic primește căldură. Urmează transformarea 2-3, care e adiabatică și înseamnă că entropia nu se schimbă în această transformare, dar temperatura scade până la valoarea T2 la temperatura sursei reci și avem acel segment perpendicular pe axa entropiei în reprezentarea ST, segmentul 2-3. Entropiile în cele două stări, 2 și 3, sunt aceleași. Pentru că am avut, repet, o transformare adiabatică, n-am avut schimb de căldură și am avut o transformare adiabatică reversibilă, ideală, deci variația entropiei a fost 0. Și la fel puteți urmări cum avem pentru 3-4, care din nou este izotermă, segmentul 3-4 perpendicular pe axa temperaturilor în reprezentarea ST, în care de data asta entropia scade pentru că mașina termică cedează căldură și apoi avem din nou transformarea adiabatică în care din nou nu se schimbă entropia și avem segmentul 4-1 perpendicular pe axa entropiei. Dacă folosim această reprezentare a ciclului Carnot, randamentul devine foarte ușor de calculat, pentru că știm deja că am raportul Q1 supra T1 egal cu modul din Q2 supra T2 și mai știu că randamentul unei mașini termice este 1 minus modul din Q2 supra Q1. Și dacă le exprim pe Q2 din această proporție și îl înlocuiesc aici, obțin imediat randamentul ciclului Carnot. Pentru rezolvarea problemelor și tot felul de aplicații, trebuie să știm să calculăm variația entropiei pentru orice tip de transformare. Cel mai ușor este să calculăm variația entropiei pentru o transformare izotermă, pentru că variația entropiei este Q supra T și dacă transformarea este izotermă, pur și simplu avem nevoie doar de căldura pe care o schimbă sistemul termodinamic în transformarea respectivă cu exteriorul. Într-o transformare izotermă, căldura schimbată cu exteriorul este egală cu
lucrul mecanic schimbat cu exteriorul și este nu RT logaritm natural din V2 pe V1. Și atunci variația entropiei într-o transformare izotermă va fi, dacă în loc de Q scriu nu RT logaritm din V2 pe V1, temperatura se simplifică și rămâne nu R logaritm din V2 pe V1. Formula de calcul a variației entropiei pentru o transformare izotermă. Pentru alte tipuri de transformări, nu voi deduce formulele, vi le voi da doar, și aici trebuie să fac o mică paranteză, am de gând atât la mecanică cât și la termodinamică, după ce termin cu seria acestor cursuri care pun doar bazele teoretice, să realizez cursuri de completare și de aplicare ale acestor cunoștințe. Și acolo voi arăta de unde vin toate relațiile matematice pe care nu le deduc în cadrul cursurilor teoretice. Voi da și relații noi și voi arăta cum se folosesc toate aceste relații la rezolvarea problemelor. Acum mai trebuie să vedem ce este de fapt entropia, care este sensul ei fizic și de ce are tendința de a crește. Și încă ceva, probabil ați observat că până acum am învățat să calculăm doar variații ale entropiei, dar entropia este o mărime de stare. Trebuie să existe și un mod de a calcula entropia unei stări termodinamice. Ca să găsim răspunsul la toate aceste întrebări, să începem prin a ne gândi la un proces simplu în care temperatura e constantă. Topirea unei bucăți de gheață. Am o bucată de gheață care se topește, atâta timp cât se topește, temperatura ei rămâne aceeași, 0 grade Celsius sau 273 de Kelvin, dar ea primește căldură ca să se topească. Dacă primește căldură, asta înseamnă căldură pozitivă, asta înseamnă că și delta S este pozitiv. Deci entropia apei care rezultă prin topire este mai mare decât entropia bucății de gheață. Dar de ce? Ca să generalizez, de ce entropia unui lichid este mai mare decât entropia unui solid? Prin ce se deosebește un lichid de un solid? Prin ordine. Particulele unui lichid, fie că sunt molecule, fie că sunt atomi, fie că sunt ioni, sunt aranjate la un moment dat dezordonat. Și mișcarea de agitație termică le face să schimbe poziția, să se plimbe de colo-colo, în contact cu celelalte, într-un lichid, dar tot timpul voi avea dezordine. Distribuția moleculelor va fi dezordonată. Distanțele dintre ele vor fi variabile. Pe când într-un solid, fiecare particulă are poziția ei, iar distanțele de la ea până la vecinii ei sunt aceleași pentru particula despre care vorbim, ca pentru oricare altă particulă din solid. Deci, ceea ce s-a întâmplat prin topire este că a crescut gradul de dezordine. Și atunci putem să afirmăm că, de fapt, entropia, într-un fel, măsoară dezordinea dintr-un sistem și este cu atât mai mare cu cât dezordinea este mai mare. Iar observația lui Clausius, care ne învață că în orice proces natural, real, irreversibil, entropia crește, ne arată că există o tendință a naturii de a mări dezordinea.
Deci putem să afirmăm că entropia măsoară într-un fel gradul de dezordine dintr-un sistem. Și că de câte ori se transformă ceva în acest univers, crește gradul de dezordine. Să luăm un exemplu. Spălăm rufe. La prima vedere am mărit ordinea, pentru că rufele erau murdare și acum sunt curate. Numai că de câte ori curățăm un obiect, murdărim altul. Ca să curățăm rufele, am murdărit apa. Și dacă vom calcula entropia totală a rufelor și a apei după ce am spălat rufele, vom vedea că entropia totală este mai mare decât era înainte. Dezordinea totală este mai mare decât a fost înainte de a spăla rufele. Alt exemplu, ștergem praful cu o cârpă. Din nou, la prima vedere, facem ordine. Praful era peste tot și l-am adunat frumos pe cârpă. Și da, până aici, într-adevăr, am făcut ordine. Dar nu pot să fac treaba asta de multe ori pentru că se adună tot mai mult praf pe cârpă. Trebuie să scap de praful de pe cârpă. Și atunci mă duc și o scutur în aer sau o spăl. Și atunci din nou am murdărit altceva, aerul sau apa. Și din nou, dacă voi calcula entropia totală a naturii, a universului, după ce am șters praful, voi vedea că e mai mare decât înainte de a șterge praful. Deci putem spune că entropia măsoară gradul de dezordine, dar acest sens fizic dat entropiei, deși ne ajută să înțelegem unele lucruri, nu are o valoare științifică prea mare, deoarece noțiunea de dezordine are o oarecare relativitate. Nu întotdeauna putem să stabilim unde și de ce este dezordinea mai mare. Așa că avem nevoie de un sens fizic mai clar și, de asemenea, de o relație care să ne poată ajuta să calculăm cât este entropia unui sistem termodinamic. Cel care a reușit să găsească o relație care să ne permită să calculăm valoarea entropiei unui sistem termodinamic într-o anumită stare a fost fizicianul și filozoful austriac Ludwig Boltzmann, care prin anii 1870 a arătat că ceea ce numim ordine sau dezordine are legătură cu probabilitatea de a găsi un sistem termodinamic într-o anumită stare. Despre ceea ce vă voi spune acum pe scurt, am vorbit în clipul Căldură 04 din seria Fizica pentru examene și concursuri și găsiți linkul clipului la descriere. Acolo găsiți mai pe larg expus ceea ce vă voi spune acum. Să presupunem că într-o incintă avem 4 molecule, A, B, C, D. Dacă împărțim mental volumul incintei în două părți, să le spunem stânga și dreapta, atunci avem 16 moduri diferite, pe care le puteți vedea în acest desen, de distribuție a moleculelor în cele două volume. Avem 16 pentru că sunt 4 molecule și se poate arăta că avem 2 la 4 moduri de distribuție a moleculelor. Deoarece moleculele sunt identice, din punct de vedere macroscopic, n-are importanță care moleculă se găsește într-un anumit loc, ci doar configurația moleculelor. Din această cauză, o anumită stare, să-i spunem macroscopică, se poate realiza prin mai multe stări microscopice, să le spunem microstări. De pildă, dacă mă interesează starea în care în jumătate de volum am o moleculă și în cealaltă jumătate de volum am 3 molecule, atunci se poate vedea pe desen că există 8 astfel de microstări. Deci stării macroscopice, o moleculă într-o parte, 3 în cealaltă, îi corespund 8 microstări. Și înseamnă că probabilitatea ca această stare să se realizeze la un moment dat, să găsesc la un moment dat sistemul termodinamic în această stare, este 8 pe 16, pentru că în total sunt 16 distribuții posibile, adică 1 pe 2, adică în procente 50%. În schimb, dacă mă interesează starea în care toate moleculele se găsesc în jumătate de volum, acolo am doar 2 microstări, fie toate în stânga, fie toate în dreapta. Și înseamnă că probabilitatea să găsesc sistemul termodinamic la un moment dat în această stare este de doar 2 supra 16, adică 1 pe 8, adică în procente 12,5%. Mult mai mică
de 4 ori mai mică decât în primul caz. Sistemele termodinamice au, din cauza agitației termice, tendința de a evolua înspre stările cele mai probabile. Dar stările cele mai probabile sunt cele cărora le corespund cele mai multe microstări. Înseamnă că în cazul nostru, cel mai probabil este să găsim moleculele distribuite 3 în jumătate de volum și una în cealaltă jumătate de volum. Acum să presupunem că pun foarte multe molecule în jumătate de volum. Le pun pe toate în jumătatea de volum din dreapta, să zicem, și apoi le las să facă ce vor. Bineînțeles că din cauza agitației termice, moleculele vor începe să se împrăștie și la un moment ulterior voi găsi molecule atât într-o parte cât și în cealaltă. Se vor mai aduna oare ele toate în jumătatea din dreapta vreodată? Teoretic da, dar cu cât sunt mai multe, cu atât șansa ca acest lucru să se întâmple este tot mai mică. De pildă, dacă pun 100 de molecule, se poate calcula, și în videoclipul pe care l-am pomenit găsiți aceste calcule, că șansa să se găsească la un moment dat din nou toate în jumătate de volum este 2 supra 2 la puterea 100. Deci este 2 supra 2 la puterea 100. Și 2 la puterea 100 este numărul pe care îl vedeți scris acum. Deci șansa este deja practic 0 ca să se întâmple acest lucru. Și acum amintiți-vă că un sistem termodinamic este alcătuit dintr-un număr foarte mare, imens de molecule. Nu 100, nu 1000, nu 1 milion, nu 1 miliard, miliarde de miliarde. De pildă, într-o cameră avem miliarde de miliarde de miliarde de molecule. Și atunci, de ce nu se adună aerul din cameră niciodată în jumătate de volum și rămâne vid în cealaltă jumătate? Nici o lege a fizicii, a naturii, nu împiedică acest lucru să se întâmple. Singurul lucru care împiedică acest lucru să se întâmple este șansa. Probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este atât de mică încât nici n-are rost să discutăm despre ea, pentru că sunt doar 2 microstări compatibile cu ceea ce doresc să se întâmple, toate moleculele să fie în dreapta sau toate moleculele să fie în stânga. În schimb, celelalte stări au un număr imens de microstări compatibile cu ele. Și din cauza asta nu trebuie să fiu îngrijorat că la un moment dat aerul din cameră se va aduna tot în jumătate de cameră. Deși, repet, nu există nicio lege a naturii care să împiedice acest lucru să se întâmple. Boltzmann a arătat că entropia este proporțională cu probabilitatea de a se realiza o anumită stare, iar probabilitatea respectivă este proporțională cu numărul de microstări compatibile cu starea despre care vorbim. Și de aceea putem calcula entropia cu formula S este egal cu K ori logaritm natural din V dublu, unde K este o constantă pe care azi o numim constanta lui Boltzmann, iar V dublu este numărul microstărilor compatibile cu starea sistemului termodinamic. De fapt, Boltzmann nu a scris niciodată această relație sub această formă, dar din afirmațiile și calculele lui se poate găsi această relație pentru calculul entropiei unui sistem termodinamic. Deci entropia crește pentru că sistemele termodinamice evoluează din cauza agitației termice spre stări tot mai probabile, până când ajung într-una din stările cu cea mai mare probabilitate de a se realiza. Câteva concluzii în final. Principiul al doilea ne arată că nu este suficient să avem energie internă ca să putem face o mașină termică să funcționeze. Mai trebuie ceva.
trebuie o diferență de temperatură. Avem nevoie de două termostate, sursa caldă și sursa rece. Deci o consecință a principiului al doilea este aceea că nu putem construi o mașină termică care să funcționeze în contact cu un singur termostat. O mașină termică care ar putea să funcționeze în acest fel s-ar numi perpetuum mobile de speța a doua. Ea ar trebui să transforme toată căldura pe care o primește de la sursa caldă în lucru mecanic. Pentru că altfel, am arătat în prima parte a acestui curs, ea s-ar încălzi până când s-ar distruge sau până când n-ar mai primi căldură de la sursa caldă. Deci, existența unui perpetuum mobile de speța a doua este interzisă tocmai de principiul al doilea. Putem să spunem că principiul al doilea ne arată că prin orice transformare reală, irreversibilă, deși energia totală a Universului rămâne aceeași, se conservă, rămâne tot mai puțină energie care se poate transforma în lucru mecanic. Asta înseamnă, de fapt, creșterea entropiei. Când trece căldură prin mașina termică de la sursa caldă la sursa rece, noi, de fapt, uniformizăm temperatura, micșorăm diferența de temperatură dintre cele două surse. Și când nu o să mai avem deloc diferențe de temperatură, deși vom dispune de tot atâta energie ca și acum, nu vom mai putea face o mașină termică să funcționeze, nu vom mai putea transforma energia internă nici în lucru mecanic și nici în altă formă de energie. În concluzie, principiul întâi ne arată că energia se conservă, dar principiul al doilea ne arată că energia care poate fi transformată în lucru mecanic sau în altă formă de energie este tot mai puțină în univers. Deocamdată atât despre entropie. La revedere!